Da, cunoscutul avocat Biriș a descoperit în planul domnului Boloș că veniturile din impozitul pe venit da, ar urma să crească foarte mult anul viitor și nu este justificată această creștere decât de o posibilă creștere a impozitului pe venit de la 10 la 16% sau poate 12%. Spuneam de, nu de mult, chiar de anul trecut la dumneavoastră la, 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 B1 că există această soluție, nu vom crește TV anul viitor, dar vor crește practic toate cotele de, de, venit, de impozite spre 16%, spre acea cotă unică iluzorie pe care ne-am asumat-o. Adică vom crește impozitul pe venit de la 10 la 16%, impozitul pe dividende de la 8 la 10, 10 sau poate 16% și tot așa tot înainte. Pe de altă parte, tot la fel, domnul Biriș vedea în datele privind casările din TVA o creștere semnificativă în perspectiva următorilor doi ani și nu o putea explica din punct de vedere al profesionistului în um, um, fiscalitate care este, decât printr-o potențială creștere a TVA-ului de la 19% la 21%. Variantă susținută nu de mult și o de o mare bancă din sistem care de asemenea vede acest scenariu. Ei, dacă se va ajunge la creșterea TVA-ului, din punctul meu de vedere, va fi o greșeală majoră, pentru că uh, va pune presiune din nou pe prețuri, va avea o inflație și mai mare decât cea din prezent și mai mult decât atât vom afecta puternic la finanțurile economice, care și așa sunt extrem de fragile și economia, din multe puncte de vedere, funcționează în momentul de față cu frâna de mână trasă, dovadă creșterea economică iluzorie după primul semestru de doar 0,1% în condițiile în care în țară au intrat v 60 de miliarde de euro sub o formă sau alta. Ar fi trebuit să avem măcar un 2% creștere după primul semestru, dar noi avem 0,1%. De fapt. Eu cred că se va rezolva dacă nu anul viitor, în 2026, printr-o creștere de taxe Pentru că pur și simplu nu ai cum să acoperi doar din încasări mai mari acest deficit bugetar care crește de la an la an Anul trecut am avut undeva la nivel de 18 miliarde de euro deficit Anul ăsta se duce spre 25 Anul viitor, în condițiile în care vom face și foarte multe investiții Și spunea foarte bine domnul Rasăliu, se finanțează din deficit Vă dați seama, vor trebui să avem un deficit chiar mai mare decât anul ăsta, nu mai mic, în condițiile în care mai avem 2 ani de zile din PNRR și în 2025-2026 va trebui să susținem noi din bugetul de stat mare parte din investiții până să primim tranșele respective din, din banii europeni. Așa că deficitele, din punctul meu de vedere, s-ar putea să crească în anii viitor, nu să scadă, iar din această perspectivă alte soluții în afară de creșterea taxelor nu văd, viabile în momentul de față, pentru că nu cred că ANAF-ul, chiar și cu această digitalizare, va reuși să aducă mai mult de 2-3% din PIB în plus la, la buget de la un an la altul. E pur și simplu o chestie de matematică elementară care um, ia în calcul inclusiv potențiala intrarea în recesiunea României, pentru că, să nu uităm, economia nu arată deloc bine, iar anul viitor nu văd de unde să avem o creștere economică care să aducă mai mulți bani la buget. Da, e un scenariu despre care mai vorbește și profesorul Coșa, inclusiv despre incapacitate de plată. Mulțumesc.